Bună, eu sunt Alexandra, iar ea este Andreea. Alături de noi, pentru că toată lumea o întreabă cum a ajuns actriță, deci vor vorbi de fapt despre actorie. O să vă spun acum a început ea cu actoria, așa, pe etape, da, și unde a ajuns în momentul de față și de ce e bine să vă urmați visul, indiferent care ar fi acela, indiferent că este vorba despre actorie, arhitectură, doctor, economist, nu contează, da? Revin. Sora mea mi-a făcut o prezentare wow, deși eu nu sunt atât de wow, meseria pe care o fac este foarte tare, adică wow. Pentru că a fi actor astăzi este unul din cele mai frumoase lucruri. Ai cea mai mare libertate să creezi, să fii tu însuți și culmea să fii tu însuți în mai multe ipostaze. Aveam doar 14 ani când la mine în oraș s-a deschis teatrul dramatic Elvira Godeanu. Bun, cred că a fost unul din cele mai importante lucruri care mi s-a întâmplat, pentru că mi-a definitivat întreaga existență. Adică, ce s-a întâmplat? Mama mea și cu tatăl meu m-au dus la teatru la prima premieră, Ultimul Împărat, care a fost la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, și din acea secundă, de la acea premieră, în mintea mea s-a creat un declic. Am văzut pe scenă acei oameni care lucrau cu un patos, cu un devotament. În secundele alea mi-am dat seama că îmi doresc din tot sufletul să fiu ca ei. Din acea secundă m-am dus la toate spectacolele, seara de seara, până când acei oameni, acei artiști, au început să-și pună întrebări. Ce face acest copil la teatru în fiecare seară? Unul dintre actori vine la mine după ce s-a terminat spectacolul și îmi zice: bună, eu sunt tare și ce e cu tine la teatru în fiecare seară? Acești oameni m-au luat lângă ei. Le-am spus că nu pot să stau fără să mă uit la spectacolele lor, fără să vin la teatru seara de seară. Și datorită acestui fapt, în festivalul zilele Elvira Godeanu, am primit diploma pentru cel mai fidel spectator. S-a ocupat de mine, am vorbit, am povestit, până când au început să mă pregătească pentru actorie, pentru facultate. Și iată, m-am ajuns la Sibiu. Am intrat prima și nu este o laudă. Chiar am muncit foarte mult ca să intru prima la Sibiu. Eu știu că o ascultam la toate rolele posibile și mi-am mâncat nopțile și am învățat totul pe ultima 100 de metri. Nu. Așa, bun. Am ajuns la Sibiu, unde lucrurile s-au întâmplat foarte frumos. Au mers fix în direcția în care eu îmi doream. După care am terminat facultatea de la Sibiu, de teatru, facultatea Lucia Blaga. Am plecat la București, mi-am făcut masteratul și după ce am terminat masteratul, m-am angajat la mine în oraș la teatru, unde mi-am îndeplinit visul. Asta era cel mai tare lucru de spus, că dacă visezi, visele devin realitate. Și nu uneori, ci întotdeauna dacă ți le dorești cu adevărat. Bun, da. Ea este dovada vie că se întâmplă chestia asta. Și sunt actriță la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, iar datorită faptului că am terminat masteratul la București, am reușit să joc în diverse reality show-uri cu prieteni actori, cu colegi actori foarte talentați, foarte buni, foarte mișto, de la care am învățat foarte multe lucruri. Așa, Alexandra, ne trage-te. În sfârșit! Așa. Și am jucat în lecții de viață unde voi toți m-ați văzut. Aici voi interveni eu. Andreea este ceva de vis. Plec cu ea la Roma. Anul trecut era ziua mamei noastre și o ducem la Roma. Și eram în duty free, bineînțeles, și ne uitam la parfum. Și dintr-o dată aud pe Andreea o pierzi în magazinul de parfum. Oricum nu o mai găsești decât după o dură foarte puternică de parfum. Și la un moment dat aud pe o doamnă: hei, parcă te cunosc de undeva. Și zic, nu este prima dată când aud această replică și o să fug așa tiptil și o să o las singură. Și Andreea, bineînțeles, păi da, nu știu, poate de
pe la televizor și doamna spune, da, da, din lecții de viață. Zic, wow! Cât de mișto este să te recunoască lumea pe stradă și, într-adevăr, este un fapt real. Tu mai aveai ceva de trebuie. Este un fapt real, într-adevăr. Am plecat la Paris anul acesta. Iar cineva din aeroport a recunoscut-o, un bărbat. Și eram again, what the fuck? Lasă că eu te cunosc pe tine, cum a zis. Faci lecții de viață la Paris? Mai era o doamnă în avion. Nu știu, când eram cu mami, când ne-am întors pe Roma. Da, am povestit aseară, la masă. Păi da, da, aseară. Da, am mai recunoscut cineva în avion. Cel mai tare lucru că ai o suractriță. Ești la o masă cu 7-8 persoane. Ești la o masă cu 7-8 persoane. Pe unii dintre ei cunoști, pe unii dintre ei nu-i cunoști, ok? Bineînțeles că oamenii socializează. Tu ce faci, unde lucrezi și așa mai departe, de unde ești? Eu de fiecare dată îmi doresc să o întrebe pe Andreea prima dată ce este ea, ce face în viața ei de zi cu zi. Și abia ulterior, mai exact peste 3-4 ore, să mă întrebe și pe mine cineva cu ce mă ocup. Pentru că în momentul în care ai o suractriță și spune, da, eu sunt actriță, bineînțeles că este foarte mișto, gata, nu mai vorbești nimic, plictisești, 70.000 de mesaje, îți vine mâncarea, mănânci la sfârșit, dar tu cu ce te ocupi? Bună, era și mai aici la masă. Da. E ok. Bun, de ce am făcut acest vlog? Nu te întreb pe tine. De ce am făcut acest vlog? Pentru că am primit în ultimul timp foarte multe mesaje de la voi. Care sunt secretele? Cum menții o linie frumoasă în actorie? Cum îți construiești cariera de la zero? Și datorită acestui lucru am început o școală de teatru Andreea Chirițescu. Da! Ca să spun așa, la care sunteți invitați. Sisters. Să participați. O să o luăm de la zero, să organizez niște grupe și pentru adulți și pentru cei tineri și pentru cei mici, pentru că actoria nu înseamnă neapărat o meserie, ci este un mod de viață din punctul meu de vedere. Faci cumva să lași mereu o urmă în urma ta. Scurt, pe 29 mai, orele 11, eu vă aștept la sala Teatrului Dramatic Elvira Godeanu pentru primul curs gratuit pe care îl voi face în direcția actoriei, a exercițiilor pentru dezvoltarea de sine. Self-esteem. Public care speaking. Este... Scuză-mă, o întrerup. Care este unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să ți le dezvolți încă de mic. Da. Revenim la 29 mai, da? Da. Ora 11. În sala Teatrului Dramatic Elvira Godeanu voi crea o întâlnire cu toți cei care își doresc să facă teatru, să vadă despre ce este vorba, să vă descoperiți pe voi, să vedeți cine sunteți, ce vă place. Eu nu am făcut niciodată o lecție de actorie, de teatru, dacă vă vine să credeți. Da, Alexandra, este obligatoriu că tu să vii. Dar pentru mai multe detalii vă aștept la curs. Toate acestea dat fiind spuse... Ce în forță-i, domne, așa. Vă așteptăm cu întrebări pentru a vă răspunde în următorul vlog. Dacă o să fie destul de multe întrebări, o să facem un alt filmuleț, într-adevăr. Pentru că este sora mea și este actriță și e un semen... M-am emoționat, chiar m-am emoționat. Voiam să spun și nu o să tai asta la montaj. Că este un sentiment foarte mișto să-ți vezi sora pe scenă și să vezi că o aplaudă foarte multă lume și strigă și hei și e mișto. Am spus o chestie asta. Deci urmați-vă visele, să nu vă fie teamă că o să dați greș. Trebuie doar să încercați și o să fiți super fericiți. Noi vă pupăm. Vă pupăm? Vă pupăm, da. Vă pupăm și vă mulțumim foarte frumos că ne-ați urmărit.